bucurăm să fim din nou împreună. Ne-am fost de mult împreună și poate am și uitat unde suntem. Studiem învățătura Domnului Iisus și persoana Domnului Iisus și lucrările Domnului Iisus. Și am stabilit care sunt întâi scopurile pe care le urmărește Domnul Iisus. Vă aduceți aminte că eu am spus 5 scopuri și voi ați mai adăugat unul. După aceea la lucrările Domnului Iisus ați mai adăugat și voi. Și eu le-am inclus și alea, dar acum dau lista din nou. Deci primul scop al Domnului Iisus a fost să aducă pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Și paralel cu asta să nimicească lucrările diavolului. Aduc împărăția lui Dumnezeu și împing împărăția diavolului tot mai încolo, tot mai departe. Ia oameni care au fost pervertiți de diavolul și îi formez fii ai lui Dumnezeu care seamănă cu tatăl lor. Wow! Apoi, un alt scop al lui a fost să-l facă cunoscut pe Dumnezeu ca trinitate de persoane. Domnul Iisus l-a făcut cunoscut ca Tată, Fiul și Duh Sfânt. Și apoi să realizeze unirea omului cu aceste trei persoane. Și lângă astea am adăugat să redea oamenilor slava pierdută în Eden. Toți am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. El vrea să ne restaureze slava și vom vedea într-o altă lecție cu ajutorul lui Dumnezeu ce înseamnă asta. Lucrările pe care le-a făcut Domnul Iisus. A proclamat și a predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Noi în limba română avem numai cuvântul a propovăduit. E un cuvânt rusesc, un cuvânt slavon. Dacă traducem, vedem că de fapt sunt două cuvinte. El a proclamat ceva și a predicat ceva. Și diferența între a proclama și a predica. Vom vedea imediat diferența. Al doilea, a vindecat bolnavi. Al treilea, a eliberat oamenii de durere. 4, a introdus noul legământ. 5, a făcut răscumpărarea la calvar. 6, a înviat, a fost înălțat și întronat la dreapta lui Dumnezeu. 7, a dat urmașilor săi autoritate să continue lucrările pe care le-a făcut el. Astea sunt lucrările pe care le-a făcut Domnul Iisus și va trebui să le vedem și pe acestea în amănunțime. Proclamație, o declarație solemnă. A venit împărăția lui Dumnezeu și s-a instalat aici pe planeta Pământ. Să audă cel rău că i-a venit sfârșitul. De acum se instalează aici împărăția lui Dumnezeu și ea avansează de acum până va cuprinde toate națiunile. Vreau să vă fac așa ca o paranteză. Cei mai mulți credincioși evanghelici își prinși de ideea asta că lucrurile merg tot din rău mai rău. Și biserica merge tot mai rău. Și că Dumnezeu pierde bătălia. Domnul Iisus ne-a învățat să credem că El va cuceri toate națiunile, așa cum scrie în Isaia 42. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ. Și Isaia 11:9, nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, adică pe tot pământul, căci pământul va fi plin de slava lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă.
Aceasta e proclamația Domnului Iisus referitor la scopul lui numărul 1, să instaleze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Acum, Domnul Iisus predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și eu vreau să o adun predica lui, să o rezum. Adică dădea învățături despre bunătatea lui Dumnezeu și învăța pe oameni cum să fie buni, așa cum Tatăl lor din ceruri este bun. Asta e esența învățăturii Domnului Iisus. Tatăl vostru e bun și cu cei nemulțumitori și răi. Și voi trebuie să fiți buni ca Tatăl vostru. V-am arătat apoi, în ultima lecție care am ținut-o, că fericirile sunt 9 trăsături ale bunătății. Fiecare e o altă latură, o altă fațetă a bunătății lui Dumnezeu care trebuie să devină bunătatea noastră. Diavolul este dușmanul sau cel rău. Vrăjmașul, în traducerea Cornescu, vrăjmașul sau dușmanul, care nu vine decât să fure, să junghie și să nimicească. El e cel rău. Și auziți, cea mai de seamă lucrare a diavolului e că i-a făcut pe oameni răi așa cum este el rău. Păcatul cuprinde toate formele posibile ale răutății. Cred că cea mai inclusivă definiție a păcatului e toate formele de răutate posibile. Domnul Iisus a venit să nimicească lucrările diavolului și ca să le nimicească, ce trebuia să facă? Să scoate răutatea din om. Observați cum mergem logic. De aceea el începe învățându-i pe oameni bunătatea lui Dumnezeu. Încă o dată, răutatea e păcatul fundamental. Și păcatele sunt doar forme ale răutății. Dacă stabilim lucrurile astea, după aceea ni mai ușor să ne descurcăm în alte texte. Și acum, iată altă proclamație a Domnului Iisus. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, slobos la cornesc noi, liberi. Și imediat evreii au sărit ca arși, noi n-am fost niciodată robi nimănui. Și de cel puțin 700 de ani erau robi, ba la Babilon, ba la greci, ba la romani. Noi n-am fost niciodată robi nimănui. Și n-am fost niciodată liberi. Și Domnul Iisus spune, nu-i vorba de robia politică. Oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Liberi de ce? Liberi de păcat. Pentru că cine păcătuiește e rob al păcatului. Păi nu se poate să nu păcătuiesc. Ba se poate. Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Și toată lecția din seara aceasta ne va învăța cum ne eliberează Domnul Iisus de un anumit păcat. Nu le putem trata toate odată și de aceea selectăm, luăm unul și
Dar înainte de aia, ca să vă arăt că Apostolul Pavel merge exact pe linia Domnului Iisus, auziți ce spune el în Roman 6, căci atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate, în cornescu, slobos față de neprihănire. Am modernizat. Cum e aia să fii liber față de dreptate? Păi, eu n-am nimic cu dreptatea. Eu sunt rob al păcatului, al nedreptății. Dreptatea e ceva care pe mine nu mă privește. Dar acum, odată ce ați fost eliberați de păcat și v-ați făcut robii lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Erați liberi numai să păcătuiți. Acum sunteți liberi să fiți drepți, să trăiți în sfințenie, să însușiți cumva, să rețineți asta. Eram liber numai să păcătuiesc. Și dacă sunt una cu Domnul Iisus, sunt liber să fiu drept. Sunt liber să trăiesc în sfințenie. Oare? Și să nu mai păcătuiesc? Așa spune Domnul Iisus. Și vom vedea și în seara asta că problema noastră e că nouă nu ne vine să-L credem. Fericirea a patra. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. A fi săturat înseamnă a ți se împlini dorința după care erai flămând. Ferice de cei flămânzi după dreptate, pentru că li se va împlini dorința. Vor ajunge să poată trăi în dreptate. Și tot în predica de pe munte Domnul Iisus spune, dacă dreptatea voastră nu întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus ia apoi pe bucățele acolo. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Asta era la farisei, să nu-i dai în cap. Dar eu spun că dacă îl jignești cu o vorbă, l-ai ucis. Dreptatea ta trebuie să fie mult mai mare ca a fariseilor. El atâta cerea, să nu-i dai omului în cap. Dar dacă îl plesnești cu vorba și îl faci troacă de porci, cum zic românii, e ok. Domnul Iisus spune, ești criminal. Toți aceia care strică numele bun al cuiva, care îl împroașcă cu noroi pe cineva, ești criminali. Asta zice cuvântul lui Dumnezeu, nu eu. Frate, îmi cer să nu mai mint la serviciu? Păi dacă eu îmi spune clientul că se fac lucrări în 3 zile și eu îi spun că eu fac în 6, nu-mi dă comanda, așa că eu îi spun că eu fac în 3, dar știu că tot în 6 eu fac. Ca să câștig comanda, eu mint. Ce mă fac, altfel nu câștig comenzi. Și la geaburile noastre, chiar cu bătrânii și cu oricare, păi dacă nu fac câte ceva acolo, nu, unde e câștigul? Domnul Iisus spune, vi frică că n-aveți ce mânca și ce vă îmbrăca? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și eu vă garantez că El vă va da toate celelalte. De nu te mai gândi că dacă sunt drept, pierd, nu câștig. Tu caută împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui
și vei vedea că Dumnezeu te onorează. Și vei primi și comenzi cu dreptate, cu adevăr. Și în toate celelalte, Dumnezeu te va binecuvânta mai mult decât câștigi tu prin minciună. Dreptate înseamnă corectitudine, cinste, adevăr. Opusul dreptății, nedreptatea, este minciuna, care este o trăsătură de bază a diavolului. Minciuna e o trăsătură de caracter fundamentală a diavolului. Domnul Iisus spune așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din natura lui, pentru că el este mincinos și tatăl minciunii, originatorul minciunii. Asta înseamnă că ori de câte ori spui o minciună, tu iei asupra ta natura diavolului, pentru că minciuna e natura diavolului. Și vom vedea în câte locuri ni se confirmă asta. O minciună nu e o simplă vorbă neadevărată. O minciună înseamnă că am luat în mine natura mincinosului, natura diavolului. Ne uităm puțin în Vechiul Testament. 6 lucruri urăște Domnul, chiar 7 sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Observați că dintre cele 7, de fapt 6, pentru că una se repetă de 2 ori, limba mincinoasă și martorul mincinos care spune minciuni, Dumnezeu urăște limba mincinoasă și pe omul care spune minciuni. La vârf, peste toate, e cel ce stârnește certuri între frați. Și de obicei stârnește certuri pentru că se duce la unul și spune: mă, ai auzit ce o zis de tine? După aceea se duce la celălalt și spune: păi, tu nu știi ce o zis de tine. Stârnește certuri între frați cu minciuna. Și băgați de seamă, între frați. E vorba de poporul lui Dumnezeu. Și sunt acolo asemenea oameni și Dumnezeu zice: eu asta urăsc cel mai mult. Psalmul 15:1: Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Răspuns: cel ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Niciun mincinos nu intră în prezența lui Dumnezeu. Numai cine umblă în dreptate și spune adevărul din inimă. Se repetă în Psalmul 24. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Încă o dată repetată,
Minciuna te separă de Dumnezeu, minciuna te desparte de Dumnezeu. Tu nu mai poți avea părtășie cu Dumnezeu, nici aici, nici dincolo. Atitudinea noastră trebuie să fie cea a psalmistului, psalmul 119. Dar Tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Urăsc și nu pot suferi minciuna. Domnul Iisus o pune pozitiv, ferice de cel flămând și însetat după dreptate. Urăsc și nu pot suferi minciuna. E același lucru. Pasiunea pentru adevăr, pentru cinste, pentru corectitudine. Venim la scumpii noștri farisei. Evreii erau mari comercianți și ca să-și vândă marfa, mințeau, destingeau. Și ca să fie crezuți, se jurau. Și aveau tot felul de jurăminte pe templu din Ierusalim, pe altarul din templu, pe cer, pe... Și când auzeai, mă, sigur spune adevărul, uite cum ce jurăminte face. E, dar evreii s-au înțeles între ei și au zis, măi, noi trebuie să învățăm care jurăminte ne leagă și care nu ne leagă. De exemplu, dacă jur pe templu, pot să mint. Dar dacă jur pe aurul templului, să știți că am spus adevărul. Deci ei aveau convenția asta, care jurăminte le țin și care, cu care pot minți. Dacă jură pe altar, minte cu jurăminte cu tot. Dar dacă jură pe jertfa de pe altar, atunci trebuie să-și țină cuvântul, trebuie să fie adevărat. Ce observați? Oamenii ăștia de la bun început vroiau să mintă. Pentru ei minciuna era parte din meseria lor. Problema era numai cum să-i fac pe oameni să mă creadă, iar pe prietenii mei să știe când jurământul meu e adevărat și când nu e adevărat. Era un labirint de minciuni, de falsuri. Dar eu vă spun, zice Domnul Iisus, să nu jurați pe nimic. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău? De exemplu, pe cuvânt de onoare. Asta înseamnă că nu toate cuvintele tale sunt de onoare. Ai cuvinte care nu da valorează, n-au ele nicio onoare. Adică sunt cuvinte false. Fii atent că tu deja ai pornit pe calea minciunii, ca și farisei. Tu trebuie să fii atât de strict, încât toată lumea să știe, omul ăsta când zice un da, e da, și când zice nu, e nu. De ce? De ce e așa de strict? Eu sper că ce urmează să ne înghețe sângele în vine. În primul rând, Apostolul Pavel zice, scopurile Domnului Iisus cu voi sunt să vă dezbrăcați de omul cel vechi,
să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, ce e aia? De o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Și ceva mai încolo, lăsați-vă de mânie, lăsați-vă de cuvinte urâte, să nu furați, ca să nu întristați pe Duhul Sfânt. Lăsați-vă de minciună, și la asta se aplică, să nu vă întristați pe Duhul Sfânt. În momentul în care ai spus o minciună, tu l-ai rănit pe Duhul Sfânt. Tu l-ai afectat pe Duhul Sfânt. El se închircește acolo în tine. Aoleu, mai am loc aici? Petru îi spune lui Anania: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Tu n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Când tu minți, se întâmplă două lucruri. Unu, ți-a umplut Satana inima. Și doi, pe Duhul Sfânt l-ai mințit și l-ai scos afară. Pentru că în momentul în care ai decis să minți, i-ai deschis inima lui Satana și ai zis: vino înăuntru. Ești robul celui pe care îl asculți. Și când îl asculți pe diavolul, te dai diavolului. Cum v-ați înțeles între voi, spune după aceea lui soția lui Anania, să ispitiți pe Duhul Domnului? Fraților, să vorbim românește. N-a fost mare minciună acolo. Ei au văzut că Barnaba a vândut o moșie, a dus banii la acolo, ca să era foamete, și toată lumea se uita la Barnaba ca la binefăcătorul lor. Și Anania și Safira, soție, au zis: auzi, și noi putem căpăta atenția asta, faima asta. Vindem și noi o parte din moșie, dar nu dăm toți, ținem o bucăție, o părticică. Mare minciună. Vedeți că Petru îi explică: v-am cerut noi să vindeți moșia? Nu. După ce ați vândut-o, v-am cerut noi banii? Nu. Puteați să veniți să spuneți: am vândut-o cu atâta și am hotărât că atâta să dăm aici. Aia era cinstit, aia era adevărul. Și nu era niciun bai că n-au dat totul. Problema era că au zis: și noi facem ca Barnaba, dăm totul. Cine știe, poate puțin, un fleac. Dar au fost condamnați la moarte. Apostolul Petru condamnă minciuna în biserică, între copiii lui Dumnezeu, cu moartea. Oare de ce chiar așa? Haideți să ne uităm în Apocalipsa 21 și 22. Cine vor fi excluși din noua creație? Pământ nou, cer nou, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, închinători la idoli și toți mincinoși,
partea lor este iazul în care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Și tot acolo, nimic întinat nu va intra în nou Ierusalim, în noua cetate. Nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună. Și numai ce e scris în cartea vieții mielului. Și a treia oară, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinători la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Încă o dată, de ce minciuna ceva așa de grav? Pentru că e natura diavolului. Natura lui Dumnezeu e adevărul. Și dacă vrei să fii al lui Dumnezeu, trebuie să fii totdeauna în adevăr. Minciuna te separă de Dumnezeu și te face una cu diavolul. Nu ne-am speriat? Vreau să vă spun că asta e parte din cursul de viață spirituală care l-am ținut în multe locuri din România. După lecția asta, a doua zi, a treia zi, primeam vizite de la oamenii de afaceri din localitate, pocăiți. A venit unul și mi-a spus, frate Țon, eu sunt contabil la un om de afaceri pocăit, care îmi cere să fac tot felul de nedreptăți în acte. Frate Țon, după lecția asta s-a terminat. Știu că el nu mă va ține dacă îi spun, eu nu mai mint, nu mai înșel. Așa că mă duc să-mi dau demisia. Nu știu unde îmi voi găsi un loc de muncă când le voi spune la patroni, dar să știți că eu nu mint și nu înșel și nu fac fals în acte. Chiar ieri la telefon cineva ne-a spus că a lucrat ca și contabil la un misionar în România. Și câte lucruri cerea să facă nedrepte, falsuri. Pocăiți. Dar am avut și succese. O soră care ne-a invitat la ea acasă și mi-a zis, frate Țon, m-am dus pe toată linia de unde aducem noi marfă în compania noastră și la desfacere și toate, mi-am chemat tot personalul și le-am spus la toți, în compania noastră nu se minte. Dacă nu poți face cu adevărul, nu faci. La început s-au redus câștigurile, dar a început să ne spună sora cum au binecuvântat-o Dumnezeu cu adevărul. Pentru că în 1 Samuel 2:30 scrie, eu cinstesc pe cine mă cinstește. Cinstește-L pe Dumnezeu cu adevărul și El te va cinsti, nu-ți va rămâne dator. Încă o dată, minciuna este parte din esența diavolului. Când minți, îl lași pe satana să-ți umple inima, așa zice Petru lui Anania, și te faci robul sau sclavul lui. Prin minciuna aparții diavolului, el devine tatăl tău. Domnul Iisus spune aceasta în Ioan 8:44.
Iată de ce trebuie să fugim de minciune ca de diavolul. Fugi de minciună ca de diavolul. Pentru că minciuna este diavolul. Și acum, întrebarea care se pune. Putem noi să trăim o viață de adevăr, să nu mai mințim? Intrăm acum în cel mai fascinant studiu. Eu, de ani de zile, când studiez partea asta din Romani, Romani 5 până la 8, totdeauna găsesc aspecte noi, extraordinare. Și vreau să vă trec acum prin pe acolo ca să vedeți că Dumnezeu nu ne cere ceva și apoi să zică, acum treaba voastră. El când ne cere ceva, ne pune la dispoziție și puterea de înfăptuire. Lucrul ăsta trebuie să-l urmărim acum. Dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Băgați de seamă, fraților, uitați-vă bine la versetul ăsta. Moartea Domnului Iisus are un domeniu de activitate limitat. Moartea Domnului Iisus a rezolvat vina păcatului meu. M-am păcat cu justiția lui Dumnezeu. Problema este puterea păcatului. Că păcatul are o forță de atracție, o forță de înrobire. Nu-i suficient să mi se ierte păcatul. Trebuie să am puterea să nu-l mai fac. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea. Nu numai pentru păgâni, ci și pentru pocăiți. A intrat cumva la noi ideea asta că la pocăiți păcatul nu mai e așa primejdios. Noi putem păcătui, că Domnul e bun și ne iartă, că noi am crezut în jertfa Lui, cu asta mergem în cer, și acum mai putem noi aici pe acolo păcătui, că El e bun și ne iartă. Ideea e, la noi păcatul nu mai e mortal ca la El. Pentru ei, plata păcatului e moartea. Dar pentru noi nu e așa. Vedeți, noi suntem imuni la păcat. Putem păcătui că nu ne mai afectează. Asta e ideea care stă la baza multor evanghelici. Noi am tradus în românește o carte lui John Oswald, Chemați să fie sfinți. John Oswald a fost profesor la Asbury, l-am cunoscut de mult, a fost și odată la Oradea, ne-a ținut un curs acolo. John Oswald zice așa în cartea asta, credința asta că
Noi acum mai putem păcătui, că pentru noi nu e așa de primejdios. E o religie a păcătuirii cu conștiința împăcată. O religie a păcătuirii cu conștiința împăcată. Poți face, că nu e așa mare lucru. Domnul Iisus a murit pentru noi, deci noi putem să... Vreau să vedeți că nu e așa. Vom fi mântuiți. Prin viața Lui. Prin unire cu El, trăind în Hristos, noi suntem mântuiți sau salvați de puterea de a mai păcătui. Și vom vedea acum cum vine asta. Prin greșeala unui singur om, cei mai mulți au fost loviți cu moartea. Cu mult mai mult, harul lui Dumnezeu și darul pe care îl face harul acesta într-un singur om, adică în Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Prima observație, acesta e un text foarte important, Romani 5, de la 15 la 21, foarte important, dar noi nu ne uităm acolo. Noi avem chiar o cântare, harul e darul nemeritat. Vă rog, uitați-vă în text. Harul lui Dumnezeu și darul pe care ne-l face harul. Harul nu-i darul. Harul ne face un dar. Deci cele două nu sunt identice, deci cântarea aia, deci nu-i corectă. Harul lui Dumnezeu și darul pe care îl face harul acesta. Ce dar? Deci, versetul 17, dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul, primesc harul și darul dreptății, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. A domni înseamnă a stăpâni. Cei ce primesc harul și odată cu harul primesc darul dreptății. Darul dreptății. Capacitatea de a fi drepți. O vom vedea imediat asta. După cum păcatul a stăpânit sau a domnit din moartea, tot așa și harul să stăpânească, să domnească din dreptatea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul sau Stăpânul nostru. Când păcatul stăpânea peste noi, noi eram morți în păcatele noastre. Dar păcatul nu mai stăpânește peste noi, pentru că peste noi stăpânește harul. Harul să stăpânească ca să vă facă drepți. Așa cum spune, ca să fie și mai clar, în Tit 2 cu 11, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat și ne învață să o rupem cu nelegiuirea și să trăim în viacul de acum cu dreptate. Harul ne învață și harul stăpânește și ne dă dreptate și ne dă viață veșnică. Cum? Versetul 6 cu 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.
vom fi mântuiți prin viața Lui, prin unirea cu Hristos, și prin unirea asta noi murim împreună cu El și suntem înviați împreună cu El. Până acolo încât suntem și întronați cu El în locurile cerești. Cu ce scop? Pentru ca trupul ăsta care a fost păcătos să nu mai aibă puterea să mă țină rob. Dacă sunt în Hristos, din El îmi vine puterea să zic nu păcatului care e în trupul meu. Așa că voi, socotiți-vă, considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul sau Stăpânul nostru. Cum te vezi pe tine? Un biet păcătos care se târăște. Ce să fac? Suntem slabi, suntem păcătoși. Rău. Tu ești una cu Hristos. Așa de una cu El că ești întronat cu El în slavă. Atât de una ești cu El. Dacă El e acolo, și tu ești acolo. Cine sunt eu? Sunt copil al lui Dumnezeu, una cu Fiul lui Dumnezeu. Una cu Hristos. El e stăpânul meu și asta înseamnă că eu sunt mort față de păcat. Păcatul nu mai are stăpânire asupra mea. Ne întoarce iar la 5:21. După cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din dreptatea. Și acum sărim la Romani 6:12. Deci păcatul să nu mai domnească sau să stăpânească în trupul vostru viitor și să nu mai ascultați de poftele lui. De ce? Hai să le luăm din nou. Acum repetăm încă și al treilea verset. Dar acum harul să stăpânească prin Hristos de îndreptatea. Deci păcatul să nu mai domnească, să nu mai stăpânească, versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Sub har înseamnă uniți cu Hristos. Nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Aici trebuie să înțelegem lucru cel mai împărat, aici e cheia la toate. Când eram sub lege, aveam poruncile lui Dumnezeu date prin lege, dar nicio asistență. Astea-s legile, dacă le împlinești, ai viață, dacă le calci, s-a terminat cu tine. Legea nu-ți dădea nicio asistență. Când ești sub har, ești una cu Hristos. Ai poruncile lui Dumnezeu date prin Hristos, dar ai și puterea care îți vine prin unirea cu Hristos. Nu mai sunt sub lege, adică singur. Sunt sub har, îmbrăcat în Hristos, având toată puterea lui Dumnezeu prin Hristos. Asta înseamnă, vom fi mântuiți prin viața Lui. Mântuiți de puterea păcatului, prin faptul că sunt una cu El. Cine ești tu? Un prăpădit care am fost iertat, dar a rămas tot păcătos. Fals! Dacă e adevărat că ești un credincios adevărat,
înseamnă că te-ai făcut una cu Hristos, Hristos a făcut una cu tine și din El îți vine toată puterea lui Dumnezeu ca să nu mai trăiești în minciună, ca să nu mai trăiești în nedreptate. Domnul Iisus m-a făcut liber. Sunt liber să aleg de cine ascult. Sunt liber să decid cui mă dau. Nu știți legea de bază din Roman 6:16. Nu știți că dacă vă dați cuiva să-l ascultați, sunteți robii aceluia pe care îl ascultați? Dumnezeu sau diavolul? Când vreau să-l ascult pe diavolul, să spun minciună, eu mă dau diavolului ca să-l ascult și mă vând în robie. Când zic, Doamne, pe Tine Te ascult, mă vând lui Dumnezeu și mă fac robul lui Dumnezeu. Și asta spune în continuare Pavel, când v-ați făcut robei lui Dumnezeu, atunci vine viața. Prin urmare, orice păcat, noi discutăm minciună, dar orice păcat, când fac păcatul, eu mă deschid diavolului și spun, Măria ta, sunt al tău. Când îi zic nu diavolului și zic, Tată, pe Tine Te ascult, indiferent cât mă costă, mă deschid lui și mă dau lui. Nu mai ascultați de cel rău, nu vă mai dați lui, dați-vă numai lui Dumnezeu și deveniți robii lui Dumnezeu. Și rezultatul e sfințenia și viața veșnică. Un avertisment foarte, foarte mare. Roman 5:6 se adresează celor ce au primit harul lui Dumnezeu și s-au făcut una cu Hristos. Ei sunt chemați să nu mai păcătuiască. De ce? Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea. Păcatul totdeauna separă de Dumnezeu, nu numai pe nepocăiți, și pe pocăiți. Puteți să-mi spuneți cumva că asta nu e adevărat? Păcatul totdeauna separă de Dumnezeu. Păcatul totdeauna te bagă în robie. Păcatul totdeauna aduce moartea. Deci credința asta, cumva noi suntem imuni la păcat, de tare falsă. O singură completare și încheiem lecția. În Romani 8:2-13:14, legea sau puterea Duhului vieții în Hristos m-a eliberat de legea sau puterea păcatului și a morții. Legea, acolo dacă înlocuiești cu puterea, îți dă înțelegere. Puterea Duhului vieții în Hristos mă eliberează de puterea păcatului și a morții. Dacă trăiți după îndemnurile cărnii, veți muri. Voi, pocăiți. Încă o dată avertismentul. Dacă veți trăi după îndemnurile cărnii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și adaugă, fiii lui Dumnezeu sunt aceia care trăiesc călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ce libertate am eu? Am libertatea de a-mi dărui mădularele mele lui Dumnezeu. Asta e libertate. Înainte nu puteam să-i dau lui Dumnezeu nimic, eu eram robul lui diavolul. Sunt liber să-i dau totul lui Dumnezeu. Am libertatea de a-L asculta pe Dumnezeu. Am libertatea de a trăi în dreptate și în sfințenie. Am libertatea de a face voia lui Dumnezeu. De ce?
fiindcă sunt în Hristos sau sub har. Și fiindcă am Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în mine. Garanția libertăților mele e prezența Domnului Iisus în mine și prezența Duhului Sfânt în mine. Libertate. Libertate, nu să mă tăvălesc din nou noroi. Libertate să fiu curat. Libertate să fiu drept. Libertate să spun numai adevărul. Gândiți-vă că astea sunt libertăți. Libertăți care îmi dau noblețea de copil de Dumnezeu. Sunt liber să fiu om dintr-o bucată. Sunt liber ca da al meu să fie da și nu să fie nu. Astea sunt libertăți. Libertăți glorioase. Cum spune Pavel tot în Romani 8, glorioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu. Glorioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu. Ce-mi trebuie? Întâi, foame și sete după dreptate. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate. Pentru că Dumnezeu îmi garantează că mi le va da prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Dar eu trebuie să fiu flămând și însetat după adevăr, după cinste, după corectitudine, după omul dintr-o bucată. Și fiți atenți, căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și El vă va onora. Tu cinstește-L pe Dumnezeu cu adevărul, cu corectitudinea și vei vedea minunile lui Dumnezeu. E cineva care are vreo întrebare sau spune, frate Țon, n-ai interpretat bine cuvântul lui Dumnezeu? Aici e foarte important să nu mă puteți dovedi că am răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu sunt obiecții la interpretarea textelor. Toți sunteți martori unii împotriva altora. Mergem acasă mai hotărâți.